Bună, eu sunt Vania, mașa ta de suflet. Iar eu sunt Alina, mamă de bebeluș. Bine ați revenit pe canalul nostru Între Mamă și Moașă, canal în care discutăm despre experiența noastră, eu ca mamă, eu ca moașă, pentru a veni în sprijinul vostru, gravide și mămici. Dragilor, tema acestui episod este sânii, estetică și funcționalitate în sarcină și după naștere. Este firesc ca oricare dintre voi, da, cred că și tu, Alina, să vă puneți întrebări odată ce ați rămas însărcinate, întrebări legate de sânii voștri. Cum se vor schimba ei în sarcină, dacă o să faceți bergeturi, dacă o să puteți alăpta, dacă se vor lăsa după ce o să terminați cu perioada de alăptare. Și pe lângă acest aspect estetic, mai este și vorba de confortul vostru, știind că sânii totuși se schimbă și modifică fizionomia în timpul sarcinii. Ei bine, o altă întrebare pe care o aud adesea de la femeile însărcinate este: dacă am sânii mici, o să pot alăpta? Ei bine, aflați că nu există diferență între sânii mari și sânii mici legat de alăptare. Glanda mamară are aceeași mărime. Diferența legată de mărimea sânilor este dată de stratul de grăsime. Sunt mai mari sau sunt mai mici? Corect, și asta pot să confirm și eu. Eu eram convinsă că nu o să am deloc probleme cu alăptarea pentru că am sânii destul de mari și eram convinsă că la mine o să fie ușor, dar n-a fost deloc așa. Sunt câteva semne în perioada de sarcină după care vă puteți ghida dacă glanda voastră mamară va funcționa normal, va produce lapte și nu va avea probleme. Sânii se măresc, sunt roșii în timpul sarcinii, veți observa că pot să fie chiar tensionați. Areola se închide la culoare, venele devin evidențiate și o să aveți și tuberculi în Montgomery proeminenți. Sânii mei, ca orice altă femeie, s-au mărit în timpul sarcinii, motiv pentru care mi-am achiziționat sutiene noi. Apropo, sfatul meu este să vă luați direct sutiene de alăptare chiar în timpul sarcinii, ca să le puteți folosi și după ce veți naște. Eu personal mi-am cumpărat câteva sutiene care folosesc și la alăptare, dar și pentru pompița de sân și au fost atât de comode încât le folosesc și acum și le folosesc chiar și dacă mă duc la sală. Acum sunt cele mai comode sutiene pe care le-am luat și inițial le-am luat pentru că mi se măriseră sânii și nu mai eram comodă în vechile sutiene. Revenind la subiect, o altă schimbare care a apărut în timpul sarcinii a fost cea a pigmentării areolei, deci practic în jurul sfârcului. Natura cumva ne pregătește sânii să fie mai vizibili pentru bebeluși prin această schimbare. Aș vrea să adaug la ce a spus Alina, de fapt să precizez că sânii pot lua între o jumătate de kilogram până la un kilogram jumătate. Nu știu dacă e cântărit, Alina, dar orientativ așa s-au mărit foarte mult. S-au mărit poate cu o mărime la sutien. Bun, haideți să vedem legat de estetica sânilor. Una dintre cele mai mari probleme este cea a vergeturilor care se pot forma pe ei. O să mă întrebați și ce pot să fac pentru vergeturi. Desigur, trebuie să știți că vergeturile pot fi de natură genetică, a avut mama, a avut bunica, deci e vorba de ADN. Dar, desigur că există și un factor favorizant atunci când pielea noastră nu este suficient de flexibilă și de elastică. Și din acest motiv, desigur că o să vedem, putem să ne facem masaj, putem să ne dăm cu creme, dar e foarte important să ne și susținem sânii în sutien sau în bustieră, atât în perioada de sarcină, cât și după naștere, în perioada de alăptare, până terminați alăptarea. Iar legat de funcționalitate, adică de alăptare, aș vrea să spun că pentru mine a fost neașteptat de dificil la început, primele două luni. Acum sunt într-un loc mult, mult mai bun, alăptez în continuare la 10 luni. La început trebuie să alăptați la cerere, să
aveți grijă de sânii voștri prin masaj, poate aveți nevoie să faceți cluster pumping, avem un episod despre asta pe care îl atașăm la acest episod. Trebuie să aveți grijă la hrana voastră, să aveți suficiente calorii astfel încât să puteți să susțineți nevoile alăptării și trebuie să vă și hidratați. Eu ca și probleme am avut probleme de atașare la sân, apoi cantitatea insuficientă de lapte, sâni angorjați, canale înfundate, dureri. Îmi aplicam comprese cu apă caldă înainte de alăptare și cu apă rece după alăptare și, ca să fiu sinceră, mi se părea că toată ziua mea se învârte doar în jurul acestui aspect al alăptării. Asta a fost în primele săptămâni. În schimb, s-a meritat, pentru că după aceste greutăți vă promit că devine mult, mult mai ușor. Și acum pur și simplu o pun pe bebelină pe mine și cu sunul la vedere, ea își face treaba. Își susține capul singură, poate să meargă de-a bușila direct la sân. Chiar este o experiență foarte, foarte drăguță acum după atâtea luni. Păi eu aș zice că tu ai avut toate problemele pe care poate să le ai pe o mămică din momentul în care începe să alăpteze. Aproape. Aproape. Aș avea totuși o întrebare, e ceva ce n-ai menționat, pentru că să știți, s-a constatat că de obicei cel mai adesea depresiile apar după naștere datorită problemelor de alăptare. Ai avut și așa ceva? Da, într-adevăr, ceea ce eu îmi spuneam atunci când nu știam încă dacă voi reuși să alăptez, ceea ce simțeam era că dacă nu voi reuși să alăptez în cele din urmă, voi intra în depresie postnatală. Nu s-a întâmplat asta. În cele din urmă chiar am reușit să alăptez și apoi am mers într-un loc mult, mult mai bun alături de bebelușa mea. Oricum, Alina a menționat și pe ea a ajutat-o foarte mult și vă recomand să citiți postarea despre cluster feeding și cluster pumping. Și acum, eu cam așa vreau să vă fac trei recomandări, rămân valabile și pentru Alina. Faceți exerciții pentru sân încă din perioada de sarcină și continuați-le și după naștere, cât durează alăptatul. Și sunt niște exerciții extraordinar de ușoare. Puneți presiune palmă pe palmă, ia pune Alina, palmă pe palmă în cruce, simți cum se contractă musculatura pectorală, cea care susține sânii. Și acum o să fac eu și formă cum și pe Alina. Facem foarfeca, da? Așa, sigur, eu fac o foarfecă mai extinsă. Iarăși este un exercițiu care antrenează foarte bine acești mușchi pectorali, pentru că, de fapt, sânii se lasă datorită mușchilor pectorali. Ei sunt legați de acești mușchi prin niște cordonașe. Așa că vrem să avem sân frumoși, să nu ne fie teamă să alăptăm, dar aveți grijă și tonifiați-vă acest mușchi. De asemenea, este foarte important în perioada de sarcină să vă evaluați. De regulă eu o fac cu gravidele, deci cu o mașă ar fi extraordinar. Să vă evaluați mărimea mameloanelor, da, svârcurilor și a afla în cazul în care ele, să zicem, sunt foarte mici, sunt plate, sunt chiar ombilicate, ce soluții ați avea, pentru că există soluții dacă o să vă doriți să alaptați. Și aceste soluții țin în primul rând și de altfel este primul și cel mai important pas în alăptare, atașarea corectă a copilului la sân. Iar din partea mea, ce pot să vă spun este că este important să vă masați sânii cu o cremă hidratantă sau cu un ulei special în timpul sarcinii, ca să minimizați riscul de vergeturi. Ideea este să hidratați foarte bine acea zonă. Este important să purtați un sutien potrivit, da, astfel încât să susțină corect sânii și să fiți și comode în sutienele respective. Un sutien de alăptare poate fi de folos și în timpul sarcinii și după și nu vă faceți griji în ceea ce privește mărimea sânilor. Orice sân, oricât ar fi de mare sau oricât ar fi de mic, poate să producă o cantitate suficientă de lapte pentru bebelușul vostru.